ca să îmi dea 49 plus cât? Să-mi dea 52. 3. Da, mă, cum ai făcut? Cum ai făcut? Unu și că... Da, mă, foarte bine. 3, măi, Mihai. Măi, Mihai, ce tare ești. Na, da, pe asta nu mai știm acum. Uite, 47 plus cât să-mi dea 52? 5? Bravo, mă, bravo. Cum ai gândit, mă? Eu trebuie să mă străduiesc să te descoper pe tine cum ai gândit. Cred că ai gândit așa. 47 până la 50 îi trebuie un 3. Deci îl rup pe 5-ul ăsta în două bucăți. Într-un 3 și într-un 2. Și 3-ul s-a lipit la 47 și a făcut 50, mă? Iar 2-ul ăsta s-a lipit și a făcut 52. Foarte tare, mă, Mihai, mă. Bă, ce tare ai gândit, mă, ce minunat aici. Ai zis repede, 47 și cu cât să mă duc eu până la 50, cu 3-ul, le-ai luat din 5, rămas 2, exact așa. Foarte, foarte, foarte frumos. Foarte frumos, Mihai. Băi, Mihai, este cea mai plăcută seară care mi-ai făcut-o. Pentru că tu ai o viteză extraordinară și cu siguranță, mă, o singură dată te-am prins și eu acolo, mă, o singură dată, în rest tu tot timpul dai răspunsul corect. Băi, Mihai, mă, ce frumos. Ia să vedem așa. Mihai, acum să vezi tu 33 plus cine a adunat, cu cine a adunat, să facă 52. Ba, 52, nu mă, 42, măi, Mihaiță. Iartă-mă, mă, că eu am greșit. 42, mă, 42, ce m-am dus eu aiurea? 33 plus cât se facă 42? Nouă, poate? Mă, lasă-mă, pace. Dacă tu zici nouă, poate, o zici cu atâta siguranță, pentru că tu stai și gândești cu atenție. Iar eu vreau acum să descoper cum ai gândit tu. Cred că ai zis așa. De la 33, ca să ajungi la 40, le rupe ăsta în doi de aici și a rămas în lui 9, a rămas aici un 7. 7-le astea s-au lipit aici foarte bine și au făcut 40 și cu 2, 42. Nu știu cum gândești, eu încerc să descoper, dar nu-mi dau seama acum. Deocamdată mă strădui foarte atent să descoper cum gândești tu, că ai niște... Ai tu tehnica ta, mă, Mihai, și nu vrei să mi-o spui și mie. Eu cum am să fac în seara asta? De unde, cum să învăț și eu tehnica ta? Că eu nu pot face așa repede, mă, Mihai. Cum o faci tu, șmecherii? Mai ai șmecherii, mă, foarte interesante. De unde le-ai pus tu, pune? Eu cât am știut, am spus, dar dacă mai mult de atâta, nu știu. Nu știu cum faci tu. Nu vrei să povestești, dar trebuie să descoperi în seara asta. Mă străduiesc să fac chestia asta.
Hai, Mihai. Hai, Mihai. Ia să vedem. De la 23 plus cât este egal cu 33? Zece. Măi, cred că aici te ghicesc. La unități tot 33. Așa se cheamă unitățile. Iar la 10, ai să zici, dacă între 20 și 30 e o 10, mă. Păi ce tare ești, mă. Păi ce tare ești, mă. Cu ce mă chinuiam eu cu tine adineauri? Și ce lucruri am început tu? Și tu, da, tu te uita la mine așa și zice, mă, da, tu mă crezi că eu sunt de nivelul ăsta. Măi, Mihaiță, ții minte când am fost în excursii și tu, cred că atunci ai învățat tu, că eu făceam cu Victor, eu făceam la tablă cu Victor, îți mai ții minte? Când am fost noi în excursii și că eu făceam egășiții cu Victor și tu te plimbai pe acolo, mă, și tu ai furat din șmecherile care discutam eu acolo. Mai ții minte când am fost la Vatra Dornei? La Vatra Dornei era o tablă acolo, la joaca de copii, mă, acolo unii ne duceam noi de desubt și erau două table. Uite, stai tu să vezi filmulețul. Ești în filmuleț tu. Ești și tu că te jucai pe acolo, dar tu te jucai, dar nu te jucai, tu prindeai șmecherii, mă. De acolo le-ai învățat. Tu te jucai și eu credeam că tu nu ești deloc atent, dar tu erai foarte atent, ai prins tot. Tot ai prins. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai. Ia să vedem. Deci 23 plus cât, Mihai, ca să-mi dea 34? 23 plus cât ca să-mi dea 34? 11. Băi, dar aici te-ai prins, mă, așa de rapid. Mă. Ce să fac? Cum să fac eu unul? Fac unul acum și mai tare. 11. Hai, lasă că nu mai faci tu cu asta, mă. 22 plus cât ca să-mi dea 34. Sau poate 12. Deci 22, la, înainte cât a fost? 23 plus 11 a făcut 34. Acum 22 plus cât să facă 34? Păi nu, 12? 12, mă. Bravo, Mihai. Băi, spune-l tati că eu nu mai știu ce să mai întreb. Că ce ai făcut... Ce ai făcut în seara asta m-ai dat peste cap. Eu nu prea m-am închipuit că tu poți să ai așa lucruri atât de clare. Dar știi cum se face mai rapid? Mai rapid este așa. Din 34, Mihai, se scade pe 22. Uite ca să arăt cum fac cei care sunt mari. Din 34, scădem pe 22 și începe. 4 scăzut 2, fac 2. 30 scăzut 20, 10. Și atunci afli repede că e 12, ăsta care era aici. Deci 12 este numărul care... Dar tu ai alte șmecherii, nu știu, nu. Eu nu le-am descoperit. Nu le-am descoperit în seara asta. De când mă strădui, n-am descoperit nimic. Și tu nu vrei să-mi spui, mai mulți. Chiar nu vrei să-mi spui și mie? Aici, când te decizi să-mi spui? Faci mie cu 4, adică 84 plus 35. Îmi pune mie
Gata, Mihai. Pui, ești tu profesor acum. Tu ești profesor și îmi pui întrebări. Bine? Deci 84 plus cât? Hai tu, Mihai. Gata, că tu... Hai că ești foarte tare. Deci, merge așa chestia. Adică numai eu să spun întrebări? Pune și tu. Tu ești profesorul. Bine? Deci 84, zi tu, Mihaiță. 84 plus cât pentru mine? Egal cu cât? Zi tu. Egal cu? 105. 105. Băi, Mihai, e cea mai grea socoteală care mi-a dat-o, măi. Cea mai grea. 5. 105 se dea, da? Deci, Mihai, dar de ce mi-ai pus-o așa grea, mă? Cum crezi că mă descurc eu? O să mă descurc? Ce zici tu? Dar dacă dau o răspuns... Mihai, dar să nu greșesc. Ești atent să nu greșesc. Eu s-ar putea să greșesc. Tu mă poți corecta, da? Dacă greșesc. 84 plus... Nu, mă, băi, ia să-i socoteala lui, mă, pentru mine. El e profesor. A, da? Da, o, că vreau și eu una. Bravo, Mihai. De 84 așa. Plus cât fac 105. Ai, cam grea asta. Pentru mine, ajută el? Dacă mă ajută. Dar eu am să-i dau un răspuns să vedem dacă el este de acord. 84 plus 10. 84 plus 10. Plus 10. E bine? E bine, Mihai? Sau ce cădă din mânuță? Cum e? E bine? Nu. 84 plus 10, cât face? E bine? Egal cu 105? Ne, nu. Nu e bine. Dar cât e corect? 84 plus 10, cât face? 3. Am făcut... Stă... 4... egal... plus... 35... Este... cu... O sută... Deci, Mihaiță, se întreabă aici, e bine 84 plus 10? Cu cât este egal? Ajută-mă! Cât, cu cine este egal? Că eu nu știu nici asta. 84 plus 10, cât face? Da, mai... Păi... Este, uite așa... 21! 21. Ce faci? Ce faci? O stai, nu este așa, este 21. Bravo, Mihai. Aici a fost cât? 84 plus 10 fac 94. 84 plus 20. 20 făcea 104. Și ca să mă duc la 105, trebuia să pun 84 plus 21 și eu ajungeam la 105. Așa trebuia să gândesc. Deci tu ai spus, nu spun eu cum fac. Cu un singur 10 nu mă apropii de 105, abia la 94. Dar cu 2 de 10, cu 20, la 104 și tot mai întrebi un 1. Și atunci e 21. Cu adevărat, răspuns foarte corect, cum ai spus tu. 21. Mihai, vă da. Las-o pe teala asta, cum să mă mai descurc? Eu am luat-o ușor așa, m-am luat-o ca să mă descurc, să înțeleg și eu ceva. Dar foarte bun, foarte tare ai făcut, foarte bine ai făcut aici. Mihai? Da? Mai dăm eu, mai dă că tu ești profesorul, mai dăm încă o socoteală, mă, să văd eu dacă mă descurc. Nu mai sunt profesoră. Nu mai vrei să fii profesor tu? Da, nu mai vreau. Nu mai vrei. Ai obosit, ajungi. E suficient cât ne-am jucat, Mihai?
Dar mai vrei să fiu eu profesor? Da. Asta vrea. Asta s-a zis, înveți băiatul. Bravo, scumpiete mică. Vrea să fie profesor. Da, vrea să fie elev. Da. Eu mă gândeam că vrei să fii profesor, mă, că așa am vorbit, așa am discutat noi, că tu vei fi cel care vei lua comanda, mă, și tu vei face pe profesorul. Mihai, ce frumos mai aranjezul. 34 plus cât? Egal cu 43. 34 plus cât? Egal cu 43. Concentrează că felul care se concentrează să șoacă, se face. 9? Bravo, Mihai! Ce să ne mai întrebă? Ah, gata, știu că stă. 34 plus cât, Mihai? Egal cu 53. 34 plus cât? Egal cu 53. Doși nouă? De la 43 până la 43 trebuie un 9. La 53 cu 10 în plus. Adică 19. O singură 10. Nu 20. 19. Da, 19. Cu 29 al tău este următorul. Iată. 19. Iar dacă aș fi cerut așa, Mihaițe, dacă aș fi cerut 34 plus cine a adunat, cu cine a adunat să facă 63. Atunci, răspunsul corect este, așa cum ai spus tu, 29. 29, da? Deci, eu de la 43 la 53 am trecut cu 10. Și de aceea, cum înainte a fost un 9, acum cu o singură 10, răspunsul corect a fost 19 și acum încă o 10 și am făcut 63. Măi, Mihaiță. Da. Spune tu ce să faci, mai facem. Că eu cred, mă, că mai surprins în modul cel mai plăcut. Nu mai am ce să te mai întreb, mă. Măi, numai